Stroke 69 sunt deja celebre prin părțile noastre. Recent băieții și-au adunat prietenii din Chișinău și au organizat o lansare de videoclip. Stroke 69 sunt cunoscuți pentru piesele lor populare în playlisturile cluburilor și a petrecerilor. Recent, băieții au lansat la Chișinău un videoclip pentru singleul Keep Running. Băieții și-au adunat prietenii de la Chișinău pentru a le prezenta cel mai nou videoclip filmat pe meleagurile noastre și regizat de moldoveanul Maxim Ignatenko. Filmările Keep Running au avut loc în 5 locații timp de 3 zile. Foarte bucuroși, evenimentul acesta deja ne-a început să ne dea emoții, pentru că se întâmplă ceva extraordinar. Foarte super, adică nu au fost căprăcioși, adică cam ce le spuneam eu, adică era la nivel. Nu au avut fițe de vedete. Nu, foarte simplu. Noi mai suntem prieteni, am cunoștință când eu am venit în vară, adică super. Primul eveniment de acest gen pentru lansarea unui videoclip, ceea ce n-am făcut parte până acum de la astfel de evenimente. Normal, emoțiile sunt foarte mari, dar bucuroși pentru că putem să prezentăm într-un cadru foarte prietenos, după cum se vede și în spate, cu prieteni alături, nu suntem singuri, deci Moldova e cu noi. Nu ne-a plăcut scenariu, s-a făcut bugetul în funcție de scenariu. Nu am făcut rabat de la absolut nimic. Ce a avut nevoie, regizorul s-a pus la dispoziție. Bineînțeles, ne-am fi dorit să avem bugete, cum se lucrează și în state, cu sute de mii de dolari. Protagonista videoclipului este Marina Podornikova, Miss World Next Top Model 2013. Tânăra a reușit cu ușurință să fie în centrul atenției datorită rochiei minuscule, care cu greu acoperea unele detalii. Sunt foarte bucuroasă, chiar îmi place să lucrez cu ei. Sunt foarte profesionist și toată grupa de PR și de chestii erau foarte, adică și mă simțeam ca într-o familie, era foarte comod de lucrat cu tipul fan, era chiar foarte mult nervos. Și tu ce rol ai avut în acest videoclip? Am avut un rol, sunt o domnișoară care erou principal mă visează și el ca și cum mă urmărește, tot nu poate să mă găsească, că mă rog, m-a văzut așa din întâmpinare și tot prin tot oraș și tot mă caut. Și după, la sfârșit, când se trezește, mă vede la televizor și înțelege de unde am apărut. Ei bine, și dacă băieții de la Stroke 69 sunt din ce în ce mai des pe la Chișinău, noi am fost curioși să aflăm. Poate se mută aici? Nu este ceva care nu se poate întâmpla. Suntem a treia revenire, nu? Este a treia revenire și dacă este să ne mutăm aici, am face-o cu mare drag, pentru că, de ce nu, am continuat exact ce am început până acum.